Și aici să apară sormea pe acolo. Poți să se ascundă acest institut sau... Bă, am văzut lumină. Bă, ce să vor? Bă. Uitați-vă ce mi-a făcut pădurarul. Salut tuturor și bine ați venit la un nou vlog. Suntem aici în premieră cu Gabi Bugu la mine pe vlog și cu Teo Zeciu. De ce am ran în cap? De ce suntem transpirați? Am alergat? De ce credeți? Noi am făcut acest intro după ce am făcut vlogul horror. Mamă, Dima, dar te-ai tăiat acolo, nu așa? Deci am fost în Ploiești la Strejnic, Strejnic Teo. Așa, acolo am făcut un vlog horror pentru Teo și pe drum ne-a venit ideea să mai facem un vlog nou la... să facem primul meu vlog horror pe canal, pentru că mi-a cerut foarte mult. Dacă tot a trecut această izolare și ne-am putut întâlni, reuni fără Montrei, pentru că Montrei a plecat la mare fără noi, ne-am gândit să fac și eu un vlog horror și am găsit această locație care este aproape de mine, undeva în pădurea Cornetu, cred că e asta. Bă, dar e dubios rău locul, gen, e foarte... Da, deci, deci aici este un azil de nebuncică, doar că multă lume zice că aici au fost făcute experimente pe oameni pentru că este în inima pădurii. Am făcut acest intro după clip deoarece acest loc este păzit de un pădurar și de obicei ci că este cu pușca. Da, la oamenii care vin să dea târcoale pe aici. Și am zis hai să încercăm să intrăm așa ușurel cu liniște, să vedem dacă este vlogul și a ieșit. Deci uitați-vă ce am în cap, uitați-vă ce transpirat sunteți că am alergat. Ce transpirat suntem că am alergat, deci merită văzut. Pe mine m-a tăiat pădurarul că m-a prins, pe ăștia n-a apucat să-i prindă. Hai, vizionare plăcută! Băi, mâncava vedeți... și gura voastră de seara asta, se scrie în istorie, să mor. Bă, dacă vedeți drum creepy ce e, nu știu dacă... Ia puneți-mă toți la antenă. Bă, deci nu se vede drumul ăsta, e beznă un drum de un kilometru. Ia vedeți. Și e o lumină în capăt. Mai știți că la primul vlog horror al Teo ne-au prins șacalii? Ce erau aia? Șacal, da. Cred că primul vlog al meu horror e nebunie. Adevărat? Ce zici, Gabi? Fiecare... Bă, frate, e drumul ăsta înspăimântător aici. Nu vreți să vedeți drumul ăsta. De fiecare dată, la primul vlog, se întâmplă o surpriză. Bă, dar ce bine lumine. Să vezi să intrezi. Bă, dar eu vreau să intrăm în azil, frate. Dacă bă, tu ești horror doar așa dacă spun asta. Ce e aici pe stânga? Asta e casa aia de care da. Zicea? A, pe doamne, da. Asta? Aștept la cu pușca aici de bun. Ia vedeți ce cântă păstărelele la ora 3 dimineața. Deci hai că nu v-am arătat cât e ceasul. Ora la care mergem noi este... 2.45. Trebuie am intrat în grădina botanică. Bă, a căzut ceva din copac. Ăsta e gen așa de bun venit. A, la azucă. Bă, deci am ajuns la ăsta. Unii zic că e azil de nebuni, a fost azil de nebuni. Unii zic că s-au făcut niște experimente aici. I-au zis păsărele, frate, aici. Dar n-are cum să fie, frate, azil de nebuni, că am mers 15 km prin pădure. A, da, ăsta de obicei e pe-n centru. Bă, cum o să faci azil de nebuni la capătul pădurii? Mergem și acolo. Avem bă pe unde să intrăm? Vrei să le sperii pe cabine? Haide, haide, du-te. Cuibli! Bă, nu știu dacă se vede. În mijlocul pădurii e un turn și se aud câini de departe. Bă, se aud câini rău. Hai. Mamă, câți câini se aud. Gabi, pe tine te ia. Da, mă. Bă, mă simt aici ca în rezervație, bă, uite câte păsărele se aud. Ia, ce acolo? Uite-n cocasă. Ia, pune la antena pe ea. Bă, aici nu scase, mă, în mijlocul pădurii. Mamă, ce experimente s-au făcut, frate? Bă, fraților, dacă știți, ziceți în comentarii. Bă, ia vedeți și aici. Experimental ștefănești, azil. Zi, scria ceva de experimental, nu cred că scria azil experimental. Am zis și eu la asta. Bă, deci, ca să fim clari... Deci asta e intrarea care se pare că e închisă. Bă, hai mă să găsim. Ar trebui să spargi tot ăsta și să intri, dar. Da, mă, că noi suntem buldozere. Hai să căutăm o intrare pe geam. Uite, aici să apară sormea pe acolo. Mai. Mamă, hai bă, după băieți că a rămas în urmă. Deci deci uitați că am singura posibilitate de a intra în acest imens azil, uitați o scară, pune lumina pe ea. Uitați cât de lungă e scara asta, dar începe cam de la 3 metri deasupra pământului. Toate geamurile sunt baricadate.
Nu putem vedea nimic în interior. Mamă, cât de horror e, fraților. Hai că am nimerit bine primul vlog horror, chiar că e horror. Uite, mă, gen, geamurile sunt baricadate oare? Deci geamurile sunt baricadate cu niște lemne. Nu prea putem vedea nimic în interior. Dar e foarte horror, gândiți-vă că e în mijlocul pădurii. Un institut la intrare zice că e interzis și că e experimental. Nu știu ce să mai zic. Și are o antenă nouă aici. Altă intrare, a treia intrare în acest institut. Ia să vedem. Ce mă, se frică? Bă, nu vedem ce e înăuntru. E un panou pe care scrie fumatul interzis. Da, păi am venit să fumăm aici, țigări. Bă, deci e baricadat totul aici, mă. Bă, eu chiar sunt tare curios ce... Am un coaie să facem cum ați intrăm să... Cred că venim și cu montre și spargem astea și intrăm. Hai, Teo. Bă, vreau să intru în ăsta, frate. Sunt chiar curios ce se ascunde aici. Cum intrăm, bă, băieți? Știu eu. Știe Teo. Gabi, ce zici? Știe Teo. Prima mor eu cu tine dacă vrei. Bă, stai că eu sunt curios cam ce păsări se ascund în acest institut sau... Ei, bă, am văzut o lumină. Nu știu, ia pune-ți lanterna acolo. Unde? Acolo, acolo, la etajul 2. Am văzut o scânteie așa acolo. Nu știu dacă s-a văzut pe cameră, o să mă uit la editat. Bă, singurul mod în care am putea intra... E pe acolo. Ar fi pe aici, urcăm balustrada asta. Și ajungem aici. Și aici sunt niște geamuri care nu au geam, din câte văd eu. Sau au geam? N-au geam. Au geam? N-au geam. Nu cred că e geam. Nu e geam. Bă, uitați monumentul ăsta, deci începe de aici. E imens. Hai, intrăm în el? Gabi. Nu ai cum să intri, mă, urci. Uite pe aici. Stai că s-auzi ceva aici. Interes sau interzis? Interes. Ce interes? Bă, în ăsta se poate intra. Parcur. Hai, Teo, free running 2020. Ești gata? Nu că e ceva, bă, mergem să verificăm. Prea așa. Monument de 30 de metri în mijlocul pădurii. Hai, Teuțu. Mi-e frică. Hâț, Johnule. Bun, acum urmez eu. Mamă, Dima Fitness. Dima, bro, trebuie... Instructor de fitness, cumva? Trebuie să te împingi, să sari și să pui piciorul. Băi, mi-a alunecă mâna, bă. Hai, hai! Hai, ăla-i tata. Înmânează camera. Ia. Și ăsta. Bă, aș vrea. Uite-te la ea. Ia, vede scară cu spine aici. Dar uite până sus, ești nebun. Bă, ești prost. Bă, asta e cea mai tare seară. Bă, eu vreau să urc acolo sus. Pune până sus de tot. Bă, lanterna ca să vadă oamenii cât de mare. Sus rău. Bă, de, uite, zici că e din povești, scară, da, coaie, cu spini. Hai să urcăm. Păi ne iau spini aici de-a până urcăm noi acolo. Da. Te bagi? Bă, m-aș băga, dar sunt spini. Dacă te așteaptă șeful nebunilor acolo. Final boss, ce faci? Bă, dar aici ce e? Final boss. Aici, nu știu, ceva. Sunt geamuri? Sunt geamuri, da. Și ce e înăuntru? Bă, s-a auzit un fluierat de om, ăsta nu e de animal. Data trecută când am fost aici, a ieșit pădurarul cu pușca la noi, ăștia au fugit la mașini repede. Bă, ești nebun? E pădurar aici? Bă, de obicei stă, dar acum am și cu carantina asta. Cum se iasă cu pușca, că n-are voie? Păi, aici e pădurea lui, gen. E pădurea lui? Da. Bă, ești nebun? Sau păzește alte interese aici, la zilul ăsta? Bă, crede-mă, frate, când am fost aici, fața se certau ca să plece primul care asta și ne-au lăsat marketing. Adică a ieșit. Este o poveste reală? Bă, frate, bă. Zima a venit cu pușca sau nu? A venit cu pușca. Ești nebun? Nu hales. Bă, aveți grijă că e mare crangă aici, filmează-mă Teo. Bă, deci nu dacă se vede, cred că mi-au ieșit creierii pe aici. Mamă, ce m-am zgâriat. A, dar chiar te-ai zgâriat, bule. Păi știu că m-am zgâriat. Ia vedeți, bă, ce fac pentru voi. Stai așa. Uite, acum se vede. Facem antirabic sau nu? Bă, mi-a rămas o parte din creier pe crangă asta. Eu sunt sigur că le fac băieți schimb. Bă, ce asta, mă, de cântă? Bă, se aude peste tot, da, privighetor de astea. Bă, fraților, sunt multe. Bă, mă! Bă, ce m-am speriat, bă, gămeni! Cine-s protagoniștii? S-a făcut schema. Bă, să mor dacă mă așteptam. Bă, încet aici, că asta e casa pădurarului. Uite acolo o pisică, dă-te, uite-o cum stă, uite-o, ochii, vină-o, vină-o, uite-o, vezi? Stai așa să dau zoom. Uite, okay. Mai încet cu aia, că asta e, aici e ăsta, ești nebun. Stai că nu să dau zoom. Bă, s-a auzit ceva?
Bă, bă, ce să mă rog? Bă, 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 bă. Băi, a trebuit să oprim filmarea că ne-a alergat Teo, s-a supărat că s-a împiedicat. Deci am avut de, a trebuit să oprim filmarea pentru că a ieșit domnul Păturat din casă. Dacă vreți să ne întoarcem la acest institut de nebun sau slash de făcut experimente pe oameni, nu știm încă ce e, o să ne informăm. Da. Lăsați 30.000 de like-uri, încă un like în plus să-l fericim puțin pe Teo că e supărat. Teo... Teo a venit după fantome, eu am plecat cu capul spart. Și Gabi, eu sunt bine. Gabi e pe vibe, s-a distrat. Always pe vibe. Dacă mai vreți să fac pe acest canal vloguri horror, asta a fost primul. Nu știu dacă m-am descurcat, nu mă jurați dacă nu v-a plăcut, că a fost prima dată. Dacă mai vreți să facem vloguri horror, lăsați un comentariu și spuneți unde vreți să facem. Nu uitați să ne dați un follow pe Insta, pe TikTok, pe ce vreți voi, aveți toate link-urile în descriere. V-am pupat. Yo!